5 ciorap cât face? 5 ciorap. Hai, pam. Hai, zi. 5 ciorap cât face? Ai sictir. Da, Luciane, știi. Corina, vorbește frumos. Corina vorbește frumos. Vezi că Floricica vorbește frumos. Cât fac 5 ciorap? Corina, 8 ciorap. 8 ciorap? 5 ori 8 e 40, bă. Tu crezi că eu sunt handicapată, nu știu cât e 5 ori 8. Cât este Corina 8 ori 8? 8 ori 8. Hai, ți-am spus, nu mai zic că nu-s popa la biserică. Ți-am spus cât face, nu sunt handicapată. Explică-te mie, dă Mihăiță, te rog frumos. De unde l-ai găsit? Pă Mihăiță, de unde l-am găsit? Mi-a trimis bani. Mi-a trimis și eu 550 de euro când eram în Italia, recunosc. Asta e adevărul. Ai fost în Italia, Corina? Come? Ai fost în Italia? Sì, parlo italiano, perché sono stato in Italia con mia mi ama tanto, anche io l'amo, sono innamorato di lui e mi sposo con lui. Italia, 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 Italia. Mettiamo il nome mio. Auzi ce zice Floricica, ce ai făcut în Italia? Italia, uite, uite Italia. Vino aici! Da, mă rog, în Italia! Ce anume? Da, Italia! Stai un pic, Floricico! Scoate burtiera, mă! Cum ai căzut, Floricico? Iar ai căzut bucață și gurița ta! Ia! Mare grădina domnului. Doamne ajută. Grădina domnului, că minți tu. Că minți da? Tu. Da, jurămintele tale. A căzut pe mine. Ai înțeles? Oprește microfonul puțin. Stai un pic, Floricică, ia stai un pic. Rugăminte mare pentru Corina, da? Da. Corina, ia zi acid hialuronic. Ce ai pus întrebarea, mi-o pui și mie. Haide, ia pune, da, zi, zi. Ce înseamnă chestia aia? Acid hialuronic. Doar până aici, s-a terminat cu șmecheria. Aia înseamnă fă, să știi tu de la Shakira. Aia înseamnă acid și aronic, înseamnă până aici, stop. Aia înseamnă. Mi-a zis la Luciana. Bravo. Acid și aronic. Acum, lasă. Elo, Italia! Facem autostrada! Certo, trei pensca pe Germania. Cum? Stați un pic, stați un pic, că mie nu mi-e clară o chestie. Ce ai spus că ai lucrat în Italia, te rog? Damă de companie. Ai saturat Italia, damă de companie. Bravo! Nota 5. Adi... trebuie să le iei pe aici, nu? Claro. Unde e copilul? Unde e copilul? Păi copilul... Pe numele lui Mihăiță, cum? Dacă mă ia pe mine, mi-a și copilul, mie mi se pare corect. Mă, stai spus și că eu cred că n-am înțeles bine. Ce înseamnă damă de companie mai exact? Nu-ți strântă, tu ești atâta! De Luciane, vorbesc chiar și mă vorbesc. Atâta ești! Uite atâta! Damă de companie înseamnă că stai cu ăla îl faci să consume de 100, de 200, de 300 de euro, de 400 de euro. Depinde de câți bani poți să-l faci să consume. Dacă ai cap, poți să-l faci și de 2000. Și din 2000 îți rămâne și ție. Mi se pare corect, nu? Aia să mă dau da, de deci companie. Tu ești dansatoare, practic. Da. Și băieții vin la masă, stă cu mine. Nu știa să... Păi te Italia! Hai! Du-mă și pe mine acolo să fac șoate. Să-i dau un trebuie. Ai fi mai tânăr, trebuie vreo 30 de ani, te-aș duce. Și areți un pic așa. Femeia bătrână face malaiu. Nu vreau, nu vreau, nu vreau. Mulțumesc, nu vreau. Cum ziceam, Gina Felea?
Ai cuvântul meu de onoare, cum ziceam în faza aia, știi? Așa și tu, ai fost la muncă în Italia. Nu e problemă. Băi, Floricico, dar ai căzut pe bune, mă, te-ai lovit? Da, la fost. A zis, asta, cum o cheamă, țăranca, a zis că mă vede Dumnezeu. Uite mai cum îți face părul. Te aranjează, mă, ți-a pus în cap. Vorbește frumos, ce a zis că i-a pus? Un singur cuvânt, dacă l-ai spus greșit, te scoatem din direct instant. Ai înțeles? Corina. Vorbesc cât se poate de... Te rog eu mult de tot să ai grijă la orice cuvânt pe care îl scoți, da? Ce educație dai la copilul tău? Ce educație dai? Vorbește frumos, ai 10 ani, n-ai 10 ani de acasă? Adevărat? 7. Spune-mi, dă-mi aici. Așa. Corina, ce-ai văzut, tu la Mihăiță? De ce îl dorești? Că ai auzit că are palate, bani mulți și chestii de-astea? Da, păi el mi-a spus, m-a sunat așa seară și face, vezi că de seară te bagă în direct și săptămâna... Era cu mine seară, mi-a dat inelul ăsta, mi l-a dat aseară inelul ăsta, era cu mine. De ce? L-a dat, nu este de aur, nu este nimic. Cum să te ia de nevastă? Cum nu e de aur? Păi la n-are cum să fie de aur, fă. Cum nu e de aur? Fără, vorbește frumos, fără fă. Corina, uite, ești la televizor, aur. Nu ești pe Maidan, da? Uite, dragă, e de aur, uite. Bine, uite, să fie de aur. Uite, țăranca mea, uite, țăranca mea, e de aur, uite. Bine, fă, că de aur. Așa. Bine. Corina, fără fă, rugăminte mare de tot, da? Ok. Să avem un pic de eleganță și de chestii de-astea. Acum, foarte frumoasă, foarte frumoase luminițele din spate. Da, le-am pus pentru băiețelul meu. Foarte bine. Și carpeta este senzațională, dar noi vrem să mai dansezi, să vedem un pic cum ești tu pe dans, cum stai tu și mai ales dacă ești elastică. Dacă poți să faci exerciții. Bomba, ca să știi. Dar fără să ne arăți toate alea. Nu, nu este elastică ca mine, îmi pare rău, mai elastică sunt eu. Iar hai să vedem. Nu se le fac mălaiu bine decât ea. Ea de-abia dansează. Hai să vedem. Ia pune-le-mă o piesă. Ia pune să o vedem noi pe Corina cum e pe dans. Hai să vedem. Îmi pun eu piesa mea. Asta este Floricica iubită pentru că este foarte populară și are haz. Corina,
Da, da. Și tu mai altfel. Da, dar nu știu să dansez pe melodia asta. Nu pot să dansez pe melodii care nu pot să dansez. Dansezi și în urmă o melodie care vrea. Am înțeles. Ce melodie vrei tu? Ia să vedem. Da, la... Rezolvă cu telefonul, te rog eu mult, fă ceva cu el și să rămânem în direct. Dacă avem piesa o Carolina, întreabă cineva, ca să difuzăm piesa să ne danseze Corina. Auzi. E bună piesa? Hai, fata mea frumoasă, hai! Hai, țăranca mea, hai, dansează după Carolina. Ce muzică vrei? Zi ce piesă vrei tu, pune-ți tu ce vrei, Corina. Păi punem tu melodia aia. Păi de ce să punem? Pune tu melodia aia. Care piesă? Aia cu Sexy Bomba, cu Romeo Fantastic, să dansez. Hai să vedem dacă avem piesă. Pune o melodie veche ca aia, hai. E veche ca tine? Hai, ești hai Corina, zi. E greu, fata mea, e greu. Bagă, Luciane, melodii de-a lui Romeo Fantastic, pentru că pe melodii, alte melodii, eu nu știu hai să dansez. Hai că băgăm piesa imediat, imediat, da? Dar nu mai așa, nu mai așa, face da. Tu, nu mai așa, te mâncă, e așa. Altă piesă, hai, dacă vrei altă piesă, Corina. Nu ești în Italia, ești în România. Dansează, păi nu vrea pe asta, n-auzi, stați un pic, două secunde, tu vorbești toată lumea. Corina, pune-ți tu o melodie, ce vrei, ce melodie vrei. Nu mai așa, nu mai așa, nu mai așa, nu mai așa. Hai. Hai că dansează. Da, deci avem un meci în plină desfășurare, doamnelor și domnilor, pentru inima lui Mihăiță din Berceni. Trebuie să vedem cum facem să-l contactăm și pe el, să intre în direct, să ne spună, să vedem cum răspunde la aceste acuzații. I-a trimis 350 de euro. Uite, văd două secunde. Telefoane. Hai să vorbim, să luăm și pe partea a doua, înțelegi? Telefon dă 40 de milioane, să vedem, tu ai de 40 de milioane. Dacă tu ai femeie, înseamnă că ești... 40 de milioane! 40 de milioane! Câte 40 telefon de milioane? Telefonul 40 de milioane, dar tu crezi că eu iau cu 5 euro sau cu 20 de euro sau cu 100 de euro? Hai să fim serioși. Te rog mult să ai grijă ce vorbești, Corina. Mulțumesc! Ești în Italia! Ce să mai zic? Da, nu facem reclamă la telefoane. Pune-ți tu ce piesă vrei tu. Se conectează Mihăiță, bun? Aolo, dată Doamne ferește, ia-o, Tomai! Aolo, ce urât dansează, aolo! Miroasa pește, ia-o, tot ce urât e. Zici că e travestită! Aolo, ce urâtă ființă n-aș trăi cu urâta asta. Leuci, zici că se leagă ca la cămin. Dar e piesă de la Romeo, poți să-i dai sunetul, să știi. Hai, mamă, hai, leagă-ne-te. Hai, mamă, leagă-ne-te. Leagă-ne-te ca la cămin, foarte bine. Ia uite, fă ce frumos se leagă. Aolo.